Bine ați venit în seara aceasta la închinare. Să ne ajute Domnul și închinarea din seara aceasta să fie cu adevărat în duh și în adevăr, așa cum spune Domnul în Scriptură, în cuvântul Său, pentru că e sărbătoarea floriilor. În mod deosebit, în seara aceasta dorim să dăm toată atenția Regelui, Împăratului, Domnului nostru Iisus Hristos. Haideți să cântăm, vă rog, ridicați împreună această cântare. Aș dori să o cântăm în canon, adică eu cu frații, surorile cu surorile și dacă vrea și Diana să vină să mă ajute să cânte cu surorile sau să ajute surorile. Începem împreună, după care eu cu frații continuăm cântând refrenul și surorile încep de la început. Rege al regilor, Domn al domnilor, glorie, aleluia! Rege al regilor, Domn al domnilor, glorie, aleluia! Rege al regilor, Domn al domnilor, glorie, aleluia! Iisus, Prinț al păcii, Doamne, Tată, venim înaintea Ta și așa cum am cântat, toată gloria dorim să fie a Ta în seara aceasta. Ori de câte ori ne adunăm, Doamne, am vrea ca toată închinarea și toată lauda și cinstea să fie a Domnului nostru Iisus Hristos, care merită totul din partea noastră. Îți mulțumim, Doamne, și pentru această zi, pentru această seară de sărbătoare. Doamne, Te rugăm din toată inima ca Tu să Te apropii de noi și în această seară și prin Duhul Tău cel Sfânt să ne cercetezi, să ne ajuți, Doamne, să înțelegem cuvântul Tău și ceea ce vrei să ne spui fiecare dintre noi. Primește, Doamne, cântarea, primește poezia, Doamne, cuvântul Tău să fie cel care să ne cerceteze pe fiecare dintre noi, să străpundă cu adevărat, să ajungă în inimile noastre și în felul acesta, Doamne, să
aducă roadă, să schimbe, Doamne, să transforme ceea ce de schimbat sau de transformat. Am vrea, Doamne, să fim tot mai mult asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, Doamne, ajută-ne ca în seara aceasta să lăsăm mintea noastră, trupurile noastre, viața noastră la dispoziția Ta. Și cu adevărat, Doamne, vrem să Te vedem la lucru. Doamne, îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, îți mulțumim pentru că El este cu adevărat Împăratul împăraților, este Domnul domnilor, Regele regilor și am vrea ca El să fie Domn al domnilor, Doamne, și cu adevărat Regele și Împăratul inimilor fiecăruia dintre noi. Te rugăm să ne ajut să înțelegem, Doamne, că Iisus Hristos este tot ceea ce contează în viața aceasta. Doamne, să-L prețuim mai mult, să-L iubim mai mult și în tot ceea ce facem, Doamne, să călcăm pe urmele pașilor Lui. Ajută-ne să împlinim cuvântul Tău și am vrea, Doamne, ca seara aceasta să fie o închinare nu doar de pe buzele noastre, ci să fie, Doamne, cu adevărat din inimi sincere și curate. Binecuvintează fiecare suflet care este în seara aceasta aici. În mod deosebit, Doamne, mă rog pentru cei care din motive de sănătate și-ar fi dorit și nu pot să fie împreună cu noi. Mă aduc aminte, Doamne, și menționez în mod deosebit pe Alesia, Doamne, te rugăm ca Tu să îi dai multă sănătate. Doamne, chiar și în lucrurile care noi le considerăm mărunte, vrem, Doamne, să Te chemăm pe Tine în ajutor. De aceea, Doamne, te rog să îi dai multă sănătate, te rugăm, Doamne, ca Tu să o vindeci și, Doamne, mă rog și pentru părinții ei, să îi ajuți, Doamne, ca în orice situație să-și pună toată încrederea în Tine. Binecuvintează-ne pe fiecare dintre noi ca și familii, biserica, lucrarea din loc și încredințăm totul în mâinile Tale și te rugăm să ne asculți și să fii să rămâi cu noi, pentru că Te-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locul. Bine ați venit în seara aceasta de sărbătoare în casa Domnului, la bucurie, la închinare. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Așa cum se obișnuiește în mod deosebit în sărbătoarea florilor, a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, aș dori să-mi dați voie să citesc psalmul cu numărul 24, care este de fapt o profeție a ceea ce urma să se întâmple. Spune omului Dumnezeu, David: al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc, căci El a întemeiat pe mări și L-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii Lui. Iată partea de moștenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută fața Ta, Dumnezeului Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre Împăratul Slavei. Cine este acest Împărat al Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre Împăratul Slavei. Cine este acest Împărat al Slavei? Domnul oștirilor, El este Împăratul Slavei. Amin. Așa cum spuneam mai înainte, sărbătoarea aceasta a florilor, a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, am văzut și de dimineață că este o sărbătoare sau a fost o sărbătoare în care oamenii și-au așternut hainele înaintea Domnului Iisus Hristos, au aruncat sau l-au întâmpinat pe Domnul Iisus cu ramuri de finic, cu flori și așa mai departe. Întrebarea în seara aceasta este: ce facem noi pentru Domnul Iisus Hristos? Ce-i dăruim noi Domnul Iisus Hristos? Într-o zi ca și aceasta, oamenii și-au dat hainele, au, așa cum am spus, așternut hainele înaintea Domnului Iisus Hristos, flori, ramuri de finic, dar întrebarea este: noi, ce-i dăruim Domnul Iisus Hristos? Îmi doresc din toată inima ca Domnul să ne ajute să venim înaintea Lui și să-i dăruim în seara aceasta inimile noastre și să venim înaintea Lui și închinarea noastră din seara aceasta să fie o închinare sinceră înaintea Lui Dumnezeu și o închinare
curată, după voia Lui. Amin. Sărbătoarea Floriilor, de asemenea, este o sărbătoare în care oamenii au binecuvântat pe Dumnezeu și au spus: Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Dar Domnul Iisus spunea, vă aduceți aminte, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de Dumnezeu, este departe de mine, spunea Domnul Iisus Hristos. Aș dori în seara aceasta de asemenea și mă rog Domnului ca închinarea noastră din seara aceasta, cântările noastre și tot ceea ce facem în seara aceasta aici, să nu fie doar de pe buzele noastre și cumva inima să fie în altă parte sau departe de Dumnezeu, ci cu adevărat ceea ce mărturisim, ceea ce spunem, ceea ce cântăm sau predicăm să fie cu adevărat și să trăim cu adevărat în inimile noastre. Amin. Sărbătoarea Floriilor, de asemenea, este o sărbătoare în care oamenii trebuiau să-L recunoască pe Domnul Iisus Hristos ca și împărat. Cu siguranță că Domnul Iisus Hristos dorea ca El să fie împărat în inimile oamenilor din vremea aceea și dorința Domnului Iisus Hristos este aceea și astăzi pentru fiecare dintre noi. Apostolul Petru spune că Domnul nu întârze în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Asta a fost dorința Domnului Iisus Hristos pentru oamenii de atunci, din ziua Floriilor, și cu siguranță este dorința Domnului Iisus pentru noi toți și astăzi, într-o zi ca și aceasta. Să venim la pocăință și Iisus Hristos să fie cu adevărat Domn și împărat în inimile fiecăruia dintre noi. Amin. Și de asemenea, sărbătoarea Floriilor este o sărbătoare în care ne gândim la ceea ce urmează. Sărbătoarea care ne stă înainte și în care deja am intrat este numită Săptămâna Mare. Pentru că, într-adevăr, este cea mai mare săptămână din toate săptămânile anului. Cea mai mare lucrare, dacă vreți, a Domnului Iisus Hristos pentru omenirea întreagă, moartea, respectiv învierea Domnului Iisus Hristos. Și de aceea, mai mult ca oricând, aș dori ca fiecare dintre noi să medităm și să cugetăm în aceste zile, în această săptămână mare, la ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru fiecare dintre noi, pentru salvarea noastră, pentru mântuirea noastră. Și Dumnezeu să ne ajute la toate acestea. Amin. Vă invit să ne ridicăm și cu un frate îndemnat de Duhul Domnului să venim din nou înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru seara aceasta, pentru toți cei care suntem aici, ca Domnul să ne ajute să ne închinăm cu adevăratul lui Dumnezeu, să ne ajute să-L binecuvântăm, nu doar de pe buzele noastre, ci cu adevărat din inimile noastre, să ne ajute să înțelegem cuvântul Lui în seara aceasta fiecare dintre noi și să ne ajute de asemenea să înțelegem cu adevărat semnificația acestei sărbători a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Amin. Ne rugăm Domnului cu un frate. Amin. Mulțumim. Mulțumim. Amin. Amin. Mulțumim pentru că în seara aceasta avem harul acesta să ne înclinăm înaintea Lui. Amin. Și în bună voie să ne predăm viața în mâna Lui. Amin. Să ne supunem Lui în toate lucrurile. Amin. Să-L primim ca Domn și Mântuitor în viața noastră. Amin. Să-I dăm întâietate, Doamne. Amin. Amin. Doamne, dă-ne acest duc de trezire. Amin. Amin. În zilele acestea din urmă, când este atâta confuzie în lume, te rugăm, Doamne, să binecuvântezi seara aceasta. Amin. Care se va vesti
Amin. Pe noi ajută-ne, Doamne, să ne eliberăm de orice, de orice mândrie. Amin. De orice prefăcătorie. Amin. Sincer, înaintea ta, înaintea ascultării cuvântului tău. Amin. 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 Amin, te rugăm. Pe cei care sunt în suferință, Doamne, și nu pot să, să participe la închinarea bisericii, te rugăm, Doamne, să-i binecuvânteze. Amin. Să le vină în ajutor, unde este nevoie de sănătate, să le dai sănătate. Amin. Amin. Să încredințăm viitorul nostru în mâna ta. Amin. Să primești slava, cinstea și lauda Tată, Fiule și Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Sunt un mesager rătăcitor prin lume, sunt un călător spre patria de sus. Mi-am pus arfa mea în slujba unui nume, nume înălțat și minunat Iisus. Fiecare dintre noi.
nimeni să nu fie mai bun și mai scump în viața noastră decât Domnul Iisus Hristos. Amin. Doriți să ascultăm în continuare pe Anabela, lăudând pe Domnul, după care Ianis cu Lucas și mai apoi toți cei care doriți să-L lăudați pe Domnul în seara aceasta. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Amen. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Amen. E viu în veci de veci trăiește și în slavă Tatălui domnește. E viu, e viu, cu adevărat, Iisus Hristos a înviat. Amin. Thank you.
Vine Iisus spre cetatea cea sfântă, cu El vin pescarii din țara de sus, cu El vine gloata de sfinți care cântă. Vine Iisus, vine Iisus. Ramuri și haine acoperă drumul, măgărușul calcă prudent și supus. Templul spre cer își clatină fumul. Vine Iisus, vine Iisus. Baru Aba cântă coloana, binecuvântat fie harul adus. Glorie celui ce vine, Osana, vine Iisus, vine Iisus. Cine-i acesta, se întreabă vecinii, e profetul prezis decât toți mai presus. În sinedriu grabnic se adună rabinii. Vine Iisus, vine Iisus. Tresare Pilat ieșind sub arcade, mâna streașină peste ochi și-a pus. Hei, căpitan, trimite-ți scoade, vine Iisus, vine Iisus. Orbii pornesc bâșbâind prin mulțime, pe unde vine, pe unde s-a dus. Cânteci chiuot plipe sublime, vine Iisus, vine Iisus. Trec zile, trec ca Iisus și pescarii, din cetatea sfântă pornesc spre apus. Popoarele cântă, se-ncruntă cezarii. Vine Iisus, vine Iisus. Veniți, prieten, veniți, torenite, vine Mesia după cum ne-a spus. Aplaudați păduri, cântați continente. Vine Iisus, vine Iisus. Amin. E sărbătoare la florii, cum n-a mai fost vreodată, căci cel prezis de profeții azi în Sion se arată. Smerit, cu chipul său senin, înconjurat de gloate, Iisus călare pe asin, coboară spre cetate. În mâini, cu crengi de palmier, îi ies mulțimi în cale, răsună al iudeii cer, de cânt și osanale, răsună coruri de copii, mulțimea se tot strânge, e sărbătoare de florii, dar împăratul plânge. Ierusalim, Ierusalim, ce mi-ai respins iubirea și darul păcii cel sublim, îți plâng nenorocirea. Dușmanii vor împrejmui tot zidul tău cu schele și pentru mame și copii
Venim vremuri grele, cu lacrimi calde pe obraz, plângea Ierusalimul, dar plânsul lui mai scaldă azi New York-ul și Kremlinul. Văzduhul tere e brăzdat de undele divine, iar orologiile bat sfârșitul care vine. E sărbătoare pe pământ și luptă pentru pace. Se flutură lozinci în vânt, dar prințul păcii tace. Azi nu romani și nici barbari la porți vin cu ștafeta, ci mii de monștri nucleari amenință planeta. E sărbătoare și e joc și muzicile cântă, dar pace tu nu ai deloc și moartea te înspăimântă. El hotărăște iar o zi, azi cât se poate spune, pe prințul păcii îl poți primi, nu amâna pe mâine. Amin. Aceasta în 19 martie, fratele Mihai Sârgu ar fi împlinit 70 de ani. S-a dus pocăitul dintre noi, dar avea o cântare, care o cânta la amvon și tare mult îmi place, pentru că arată de fapt ce ar trebui să facem noi, cât a trăit Domnul Iisus, El a făcut și ce trebuie să facem noi. Drag prieten care cânți! Prieten care cânti vesel în credință, fii prieten cu Iisus și la suferință, dacă în ceasul de apoi vrei să fii.
De ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici. Iată e clipa hotărătoare, trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici, cheamă-l și cere-i îndurare, trece Iisus pe aici. Vei refuza marea sa iubire sau vei veni după har să strigi? Iată că alții găsesc salvarea, trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici, cheamă-l și cere-i îndurare, trece Iisus pe aici. Ce vrei să-ți fac? Azi Iisus te-ntreabă, aude tristul tău optat. Vino și spune-i tot ce te doare, să fie liberat. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici, cheamă-l și cere-i îndurare, trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici, cheamă-l și cere-i îndurare, trece Iisus pe aici. Amin. Mă leg de un lucru care e o minune în lumea Duhului, zic așa, în lumea ascunsă ochilor acestora de carne, și anume, acolo pe unde Domnul Iisus a trecut, să luăm bine seama, doar a trecut și a lăsat minuni care nici în cărțile bibliotecilor de lumea aceasta nu pot fi scrise. Mă gândesc cu biserica lui, cu trupul lui care l-a pus pe pământul acesta. Câtă minune este în stare, căci Dumnezeu știm bine este același, ieri și în veci. Câtă minune este în stare să aducă Domnul pentru noi, aș zice, bietele suflete de pe pământ. Atâta încercare și atâta greutate, atâta durere este pe pământ. Căci parcă nici nu mai suntem în stare să vărsăm lacrimi și să simțim unii cu alții. Dar mă gândesc cât de bine este să ne gândim măcar la Domnul Iisus și să ne punem la inimă ceea ce a făcut El și poate să facă în continuare prin Duhul Lui Cel Sfânt în lumina cuvântului Său. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Ne închinăm Domnului cu darurile noastre în timpul acestei cântări, după care ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului. Mi-e dor de acea măreață zi când Iisus va veni, mi-e dor în față să să mă întâlnesc.
Haideți să ne ridicăm și să deschidem cuvântul Domnului în seara aceasta în Evanghelia după Ioan. Să citim din capitolul 12, versetul 12 la 19. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, începând cu versetul 12 la 19 inclusiv. A doua zi, o gloată mare care venise la prasnic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare, strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus, când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Fariseii au zis deci între ei: Vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Așa cum spuneam la începutul acestei serii, ori de câte ori noi venim în casa Domnului, îmi place să cred că noi venim la închinare. Și noi spunem că ne închinăm. Și să dea Domnul ca acesta să fie scopul primordial pentru care venim la biserică, și anume închinarea. Însă întrebarea în seara aceasta este: ce fel de închinare aduc sau aducem noi lui Dumnezeu? Ne uităm în contextul pasajului pe care l-am citit în seara aceasta și aș dori să privim împreună la cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce fel de închinători erau în ziua floriilor din vremea aceea și ce fel de închinători suntem noi astăzi.
Să nu uităm că scopul principal în închinare, așa cum am spus, este Dumnezeu. Da, trebuie să ne bucurăm și noi atunci când venim la închinare, trebuie să fim și noi zidiți sau edificați, dar aceasta de fapt este un rezultat al închinării și niciodată un scop în sine. Scopul întâlnirilor noastre atunci când venim la casa Domnului este închinarea la adresa lui Dumnezeu. Acesta ar trebui să fie scopul și obiectul închinării noastre, adică întotdeauna să fie Dumnezeu. Întrebarea este, ce fel de închinare practicăm? Cum ne închinăm sau ce fel de închinători suntem? Haideți să ne uităm în primul rând la Maria, capitolul 12, chiar dacă nu am citit, observăm că spune aici cuvântul versetul 1. Cu 6 zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta sluja, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț. A uns picioarele lui Iisus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarotianul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Din versetele acestea sau din textul acesta ne dăm seama că Maria a ales să se cheltuie în închinare față de Domnul Iisus Hristos. Versetul 3 spune încă o dată, Maria a luat un litru cu mir de nard curat, spune de mare preț, de mare preț. Un parfum preparat din rădăcinile unei plante din vremea aceea foarte rară, într-adevăr de mare preț. Valoarea parfumului folosit de Maria în închinarea față de Domnul Iisus Hristos se spune că era în valoare de 300 de dinari, salariul pe un an al unei persoane în vremea aceea, probabil economiile de o viață a Mariei. Maria aduce, observați, tot ceea ce a agonisit probabil ea într-o viață, aduce la picioarele Domnului Iisus Hristos, în închinare. Și puneam întrebarea în începutul acestei serii și o pun din nou, ce aducem noi, Domnul Iisus Hristos, atunci când venim la închinare? O cântare poate doar de pe buzele noastre? Probabil un îndemn sau o predică sau poate un mesaj doar așa ca să fie, că și așa suntem puțini la biserică? Ceva ce să nu ia chiar așa mult timp, să nu trebuiască să mă pregătesc prea mult, merge oricum. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta că tot ceea ce spunem și facem noi aici în casa Domnului, în primul rând, închinarea noastră este pentru Dumnezeu. Nu pentru ca să mă audă fratele sau sora cât de frumos predic eu sau cânt eu, ci tot ceea ce facem noi aici, închinarea noastră, în primul rând este pentru Dumnezeu. Și când realizăm lucrul acesta, ne dăm seama că nu pot veni oricum la închinare în fața Domnului. Nu pot spune oricum o poezie, nu pot spune oricum o cântare, nu pot predica oricum, pentru că tot ceea ce spun și fac e în primul rând închinare nu înaintea oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să venim cu mentalitatea aceasta, ori de câte ori venim în casa Ta la închinare. Observați însă că s-a găsit atunci acest Iuda care să spună, Doamne, dar e prea mult. Doamne Iisuse, e prea mult, asta e risipă, spunea Iuda.
Banii aceștia s-ar fi putut folosi altfel, într-un scop caritabil de ajutorare, poate, a săracilor. E adevărat că trăim într-o lume în care unii, într-adevăr, exagerează. Când auzi sumele pe care le cheltuie unii pe diferite lucruri, e într-adevăr exagerat. S-a ajuns să dai pe un telefon 50 de milioane de dolari, pe un telefon, cel mai scump telefon, din aur 24 de carate cu diamante, 50 de milioane, a ajuns mai scump decât o mașină. O mașină, cea mai scumpă mașină e aproximativ 18 milioane de dolari, sume fabuloase, sume extraordinar de mari, exagerate chiar. Dar când e vorba de Domnul Iisus Hristos, ce înseamnă exagerat când e vorba de Iisus Hristos? Pentru unii e exagerat când auzi 10%, ne tot spune păstorul să dăm 10% din venitul nostru la biserică. Hai mă frate că exagerez, e prea mult. E prea mult poate când e vorba să dai, dar când primești, că tot ceea ce avem e de la Dumnezeu, nu? 100%, tot ceea ce avem e de la Dumnezeu. Și ne bucurăm când primim, nu e mult când primim, dar când e vorba să dăm, e mult, frate, 10%. Și știu, poate v-ați săturat deja să tot auziți lucrurile astea despre, de la amvon, din partea mea, o să scăpați de zecială, cel puțin de aici, de la amvon, când o să scăpați de mine. Asta este. Eu cred, vă spun din toată inima, cred principiul că principiul zeciuielii e un principiu 100% biblic. Exagerăm, vedeți, de multe ori cheltuind pentru noi și pentru multe lucruri când e vorba de noi. Dar când am exagerat ultima dată cheltuind pentru Domnul? E interesant, spunea cineva, cât de mult înseamnă 100 de dolari când venim cu ei la biserică. Nu-i așa? Sau 10 dolari. Cum să pun 50 de dolari în perș sau 100 de dolari? E mult. Dar când se cheltuim pentru noi, pentru plăcerile noastre sau pentru stomacul nostru, ce ai 100 de dolari, nu? Probabil ne întrebăm ce înseamnă exagerat când e vorba de Domnul. Pentru unii e exagerat să vină miercurea la casa Domnului. Când aveam servicii de la 9 la 12 de dimineață, era exagerat. De la 9 la 10, de la 10 la 11, de la 11 la 12, să stai, frate, atâta la biserică, 3 ore să stai la biserică, e mult, trebuie făcut ceva. Am început de la ora 10, cu ore de rugăciune, 2 ore. Și e prea mult, trebuie făcut ceva. Că e mult să stai în picioare o oră. Și-am observat faptul că încet, încet renunțăm la lucrurile acestea de valoare. Și începem să tăiem din lucrurile care contează cu adevărat. Să nu ne cheltuim noi atât de mulți. Să fie mai confortabil pentru noi. Vrem o închinare cât mai ieftină. Vrem să fie cât mai puțin costisitoare. Să fie mai rentabilă pentru noi. Să nu ne coste pe noi atât de mult. Ce înseamnă exagerat când e vorba de Domnul? Nimic. Nimic nu e exagerat sau așa ar trebui să fie când e vorba de Dumnezeu. Nimic nu e prea mult când e vorba de Domnul Iisus Hristos. Maria, observați, a dat tot ceea ce a avut ea. Maria a dat tot ce avea lui Iuda, da, i s-a părut mult. A exagerat Maria. De aceea întrebarea în seara aceasta este, suntem o Maria sau suntem un Iuda? Ce fel de închinare practicăm?
una acasă, una care să nu ne coste, să nu plătim, să nu ne cheltuim, sau dacă ne cheltuim să fie prețul cât mai mic, sau una care dă totul pentru Dumnezeu. Una care jertfește, slujește întotdeauna. Doamne, iartă-ne pentru că de multe ori am ales închinarea aceasta ieftină, închinarea aceasta gratuită, sau închinarea care am ales închinarea care să ne coste mai puțin. Și ajută-ne să ne închinăm în așa fel încât să fim gata întotdeauna să plătim prețul, oricare ar fi el pentru tine. Apoi, observați, vă rog, un alt fel de închinare în ziua floriilor sau un alt fel de oameni, o altă categorie de oameni din ziua aceasta a floriilor, din vremea aceea, pe lângă oamenii, spuneam, de Maria care s-au cheltuit în închinare față de Domnul Iisus Hristos, există de asemenea în textul nostru oameni atrași de spiritul mulțimii într-o astfel de zi a floriilor. Gloata mare, spune versetul 12, a doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim? A luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratului Israel. Oameni care s-au închinat și l-au lăudat pe Domnul Iisus, de ce? Pentru că asta au făcut cei mai mulți, gloata mare. Trăim vremuri în care oamenii se închină lui Dumnezeu pentru că asta fac cei mai mulți dintre creștini. Nu? Când vii la biserică, faci ceea ce fac și ceilalți, se închină. Nu o fac pentru că înțeleg ce e închinarea, nu o fac pentru că înțeleg cine este Dumnezeu, ci pentru că așa cântă și ceilalți și cântă și el sau ea, pentru că așa se îmbracă și ceilalți, pentru că acolo merg majoritatea și așa mai departe. Îndemnați sau împinși de spiritul acesta al mulțimii. Domnul Iisus devenise într-adevăr foarte popular, oamenii îl căutau cu mulțimile, când îl vedeau, strigau, spune textul, îl aclamau, săreau în sus de bucurie, își aruncau hainele de pe ei în fața Domnului Iisus Hristos, am putea spune show în toată regula în numele Domnului Iisus. Versetul 13, a luat ramuri de finic, a ieșit în întâmpinare strigând, Osana, binecuvântat este cel ce vine numele Domnului, împăratului Israel. Gloata mare. Și ne uităm și astăzi în America, în România, unde vreți dumneavoastră, mega biserici, gloate mari, spunând că ei se închină lui Dumnezeu. Însă aș vrea să vă spun și să reținem că adevărata închinare nu e la grămadă. Adevărata închinare este închinarea personală. Decât o biserică plină de oameni, mai bine o biserică plină de Dumnezeu, în care fiecare se închină cu adevăratul lui Dumnezeu, influențați de Spiritul lui Dumnezeu, nu de spiritul mulțimii. Ceea ce vedem astăzi în cele mai multe biserici, din păcate, și e dureros să spun lucrul acesta, dar ceea ce vedem în cele mai multe biserici astăzi este mai degrabă destrăbălare decât închinare. În 1962, mulți ani de zile în urmă, 1962, Tozer spunea așa, membrii bisericii vor să fie distrați în timp ce sunt edificați. Asta a fost în 62. Cum credeți că, unde credeți că am ajuns astăzi? Majoritatea oamenilor din biserici și a membrilor și nu numai, vor să fie distrați în timp ce sunt edificați. David Platt, un păstor american din zilele noastre, zice, spunea în felul următor, ce s-ar întâmpla dacă am scoate muzica și fotolile din bisericile noastre?
Ce s-ar întâmpla dacă n-ar mai fi tehnologia de astăzi cu videoproiectoare, cu calculatoare, cu microfoane și așa mai departe? Sau dacă biserica n-ar mai fi decorată în niciun fel? Ce s-ar întâmpla dacă n-ar mai fi aer condiționat și confortul din bisericile noastre ar fi scos? Spunea omul acesta, ar fi cuvântul lui Dumnezeu un motiv suficient pentru a ne mai aduna la închinare, în casa lui Dumnezeu, de a mai ne aduna împreună? Și a ridicat aceste întrebări și nu numai că l-a ridicat, a trecut la practică. În fiecare vineri, fratele păstor, de la ora 6, în serviciile bisericilor lor, spunea el să vină la biserică toți oamenii, membrii bisericii, să stea până la miezul nopții, dar pentru nimic altceva, numai pentru studiul biblic. Numai pentru studiul biblic. În prima întâlnire, era o biserică mare, au venit 1000 de oameni, după care trebuia să-și facă rezervare, pentru că efectiv nu mai aveau locuri. Știți ce îmi spune mie lucrul acesta? Că oamenii sunt flămânzi după cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce împlinește cu adevărat nu este muzica sau show-urile din cele mai multe biserici de astăzi, ci ceea ce împlinește cu adevărat sau ne împlinește cu adevărat ca și oameni este Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu în sine lucrează. Oamenii sunt flămânzi după hrană bună, după cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că suntem în fața unei mari alegeri, poate fără să ne dăm seama. Alegem sau practicăm o închinare veche, dar biblică, în duh și în adevăr, sau alegem ceva actual. Mulțimea sau spiritul de turmă care dă laudă, așa cum l-au lăudat și oamenii din vremea aceea, pe Dumnezeu, însă doar de pe buzele lor. Inima însă era departe de Dumnezeu. Domnul Iisus spune, vă aduceți aminte, astfel de închinători dorește Tatăl. Ce fel de închinători? În duh și în adevăr. John MacArthur povestea cum că odată la o conferință la care a participat, la sfârșit, la un moment dat, la sfârșitul conferinței, a venit un om la el care era de ani de zile în biserica respectivă și l-a rugat plângând în hohote dacă poate să-l ducă acasă. Și John MacArthur l-a întrebat, ce s-a întâmplat? De ce vrei să te duci acasă? Și omul a spus, vreau să mărturisesc familiei mele în prezența dumneavoastră că până acum am jucat doar un rol în biserică de atâția ani de zile. Și observăm în textul nostru de asemenea mai departe astfel de oameni. În ziua floriilor, în vremea aceea, erau oameni care, ca și Maria, s-au cheltuit în închinare față de Dumnezeu. Erau de asemenea oameni atrași de spiritul mulțimii, gloata mare, dar erau și oameni superficiali în închinare, cum sunt grecii aceștia despre care ni se spune în versetul 20. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Oameni care au venit și ei să se închine și care vroiau să se întâlnească cu Iisus, să-L vadă pe Iisus, însă din răspunsul Domnului Iisus Hristos ne dăm seama că închinarea lor era de fapt una superficială. Oameni care erau în templu de ani de zile cu funcții sau fără funcții, dar care cu siguranță fiecare dintre ei și-au jucat doar rolul lor. Preoții au jucat rolul de preoți. Deși erau preoți, închinarea lor era una superficială, formală. Observați tot aici în versetul 10 și 11, ce făceau preoții
din vremea aceea. Preoții cei mai de seamă, s-a citit și de dimineață textul acesta, au hotărât să omoare și pe Lazar. De ce? Căci din pricina lui, din cauza lui Lazar, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Preoții din vremea aceea să îl omoare pe un om ca și Lazar, pentru că acest Lazar influența oamenii să creadă în Iisus Hristos sau să vină la Iisus Hristos. Să omori omul pentru așa ceva. Aceștia erau preoții din vremea aceea. Ce interesa pe ei era ce? Oamenii să rămână cu ei. Oamenii să rămână în gruparea lor. Urmăreau de fapt să elimine pe oricine care le luau oamenii. Ei doar jucau rolul acesta de preoți. Farisei. De asemenea, vorba aceea tobă de carte, cei care trebuiau să învețe pe oameni smerenia, cumpătarea. Observați ce spun ei în versetul 19. Farisei au zis deci între ei, vedeți că nu câștigați nimic. Iată, lumea se duce după el. Ei jucau rolul de asemenea de farisei. Totul era de suprafață. Grecii aceștia în cazul de față au venit la închinare. De ce? Pentru că au venit și alții. Așa cum vin și astăzi mulți la închinare. Vin pentru că vin și alții. Să vă ce spune versetul 20. Niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la prasnic. Dintre cei care s-au suit la prasnic erau și grecii aceștia, dar închinarea lor era una superficială. Ei veneau la prasnic, la sărbătoare, doar pentru că au auzit și ei de sărbătoare, doar pentru că au venit și alții. Așa cum vin, cum spuneam mai înainte, și alții astăzi. Și astăzi bisericile sunt pline de oameni care vin la închinare, însă doar ca să joace un rol. Ei nu vin cu adevărat să se închine lui Dumnezeu, ei nu sunt cu adevărat cine spun ei că sunt, ei joacă doar un rol. Rolul de păstor, rolul poate de dirijor, rolul poate de pianist, rolul poate de pocăit. Ei nu sunt toate acestea, ei doar joacă aceste roluri. Totul este de fapt într-un mod făcut, într-un mod superficial, de formă. Și vine Domnul Iisus și spune, versetul 24, atât de frumos, și eu cred că în mod special le a spus Domnul Iisus versetele acestea ca să audă grecii, oamenii aceștia. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Dacă vrea cineva să mă slujească, spune Domnul Iisus, atunci să mă urmeze. Nu doar să mimeze că mă urmează, ci cu adevărat să mă urmeze. Adevărata slujire sau adevărata închinare, adevărata viață înseamnă mai întâi moarte, spune Domnul Iisus. Domnul Iisus a trebuit să moară mai întâi pentru ca să aducă viața. Noi trebuie să murim, adică eul nostru, firea noastră, vechiul din noi, personalitatea noastră, firea noastră pământească, trebuie să moară pentru ca să învieze ceva nou, pentru ca să trăim cu adevărat, până nu murim față de păcat. Tot ceea ce facem, închinarea noastră, venitul nostru la biserică, slujirea noastră, cu tot respectul, dar totul e superficial, formal. Aceea Domnul Iisus spune, și îmi place atât de mult versetul acesta, dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Sunt oare oameni care îl slujesc pe Domnul Iisus și nu îl urmează?
cu siguranță. Nu la întâmplare, spune Domnul Iisus, dacă cineva mă slujește să mă urmeze, sau dacă cineva mă urmează, cu adevărat trebuie să mă și slujească. Și Domnul Iisus spune, unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Ce frumos! Aici ne dă de gândit Domnul Iisus Hristos. Dacă vrem să fim acolo unde este El, ce trebuie să facem? Să slujim. Unde sunt eu, spune Domnul Iisus, acolo va fi și slujitorul meu. Și observați mai frumos de atât, spune, dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Extraordinar verset. Și Pavel trage un mare semnal de alarmă când scrie galatenilor, atunci când spune, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Ce fel de oameni suntem care ne cheltuim pentru Dumnezeu? Sau avem impresia că e bine oricum? Dumnezeu acceptă orice fel de închinare. Suntem oameni atrași de spiritul mulțimii sau oameni gata să stăm lângă adevăr, indiferent de consecințe? Suntem oameni superficiali care mimăm sau îl urmăm cu adevărat pe Domnul Iisus? Sau poate suntem oameni care se înșală singuri, înșelători? Observați versetul 37, tot aici, în Ioan 12, Domnul Iisus, existau și oameni de genul acesta în ziua floriilor, în vremea aceea, și Domnul Iisus spune, măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, toți nu credeau în El. Ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia, Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului, de aceea nu puteau crede. De ce nu puteau crede? E vina lui Dumnezeu că nu puteau ei crede? Evident că nu, spune foarte clar versetul 7, măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El. Oameni care se înșală singuri crezând că pot amâna momentul acesta al credinței în viața lor. Oameni care se înșală singuri crezând că pot amâna momentul pocăinței, al întoarcerii la Dumnezeu în viața lor. Așa au făcut și ei, oamenii din ziua aceea, din vremea aceea. Au văzut semne, au ascultat predici, mesaje din partea Domnului Iisus Hristos însuși. Au văzut puterea lui Dumnezeu la lucru și nu i-a mișcat nimic. Nu i-a mișcat nimic. Și unde au ajuns? Versetul 39, au ajuns că nu mai puteau crede efectiv. De aceea spune versetul 39, nu mai puteau crede, au ajuns în starea în care nu mai puteau crede efectiv. De aceea spun, foarte important în seara aceasta și de luat în seamă, nu te juca și nu amâna când e vorba de Dumnezeu. S-ar putea să vină vremea când să vrei tu să crezi, dar să nu mai poți. Să nu se mai poate din cauza împietririi din inima ta. Să vrei să crezi și să nu poți. E clar împietrire. Alții se înșală singuri crezând că imaginea și poziția lor contează. Observați versetul 42. Foarte interesant de asemenea ce spune aici textul despre fruntașii din vremea aceea. Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în El, dar de frica fariseilor nu îl mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Înșelați de însăși închinarea lor, oameni din frunte, spune Scriptura, fruntași care practică o închinare egocentrică mai degrabă decât o închinare cristocentrică. Adică asta înseamnă că puneau înainte eul lor, imaginea lor,
reputația lor, slava lor, mai degrabă decât slava lui Dumnezeu și numele lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, versetul 47 și 48, dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec. Căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Și vă rog să fim atenți la ce spune Domnul Iisus, cuvintele Lui. Dacă aude cineva cuvintele mele. Am auzit în seara asta cuvintele Domnului Iisus? Cu siguranță cercetați, căutați, n-am predicat altceva decât ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Cuvintele Lui. Și Domnul Iisus spune, dacă aude cineva cuvintele mele, ceea ce am făcut toți în seara asta, și nu le păzește, nu eu îl judec. Ci, zice Domnul Iisus, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Și ascultați versetul 48. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, pe care noi le-am auzit și le auzim duminică de duminică, are cine-l osândi. Cine? Cuvântul pe care l-ați și pe care l-am auzit. Spune Domnul Iisus, cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Cuvântul pe care l-ai ascultat, cuvântul pe care l-am predicat, l-ai predicat, cuvântul care l-ai citit sau l-am citit și nu l-am împlinit, acela ne va judeca pe fiecare dintre noi. Așadar, să nu ne înșelăm singuri, să nu fim astfel de închinători, înșelători, care să ne închinăm, ne înșelăm singuri. Pe oamenii putem înșela, e adevărat. Putem arăta una și să fim de fapt alta înăuntru nostru, dar niciodată nu-L putem înșela pe Dumnezeu. De aceea, ce fel de oameni suntem? După ce am văzut oamenii floriilor din vremea aceea, ce fel de oameni suntem noi într-o zi ca și aceasta a floriilor? Oameni care ne consumăm pentru Dumnezeu? Dăm totul când e vorba de Dumnezeu sau suntem zgârciți? Cât mai puțin pentru El sau cei mai ieftin? Vrem mulțimi sau suntem influențați de spiritul mulțimii sau orice ar fi? Suntem gata să stăm lângă adevăr cu orice preț? Îl urmăm cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos sau doar mimăm că Îl urmăm, jucând de fapt rolul nostru în Biserica lui Hristos? Suntem cu adevărat oameni pocăiți? A fost cu adevărat în viața noastră la un moment dat un moment în care am spus, Doamne, cred din toată inima mea în Tine și vreau să Te urmez toată viața mea? Sau ne înșelăm singuri, crezând că putem scăpa fără să dăm socoteală lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne cerceteze pe toți în seara aceasta și să ne ajute pe toți să înțelegem că niciunul nu va scăpa. Niciunul nu va fi trecut cu vederea, nici eu, nici tu, niciunul dintre noi. Ce bine, și de aceea spun, ce bine ar fi dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care l-ai auzit, acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care l-ai auzit cât timp am fost în viață, aici, pe pământul acesta, cuvântul lui Dumnezeu să ne osândească acum și aici și să ne judece acum și aici, ca să ne ducă la înțelegerea Lui, la pocăință, la credință, la adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu înțelegem aici, pe pământul acesta, va veni o zi când, de asemenea, cuvântul acesta, cuvântul lui Dumnezeu pe care, de asemenea, l-am auzit, ne va osândi odată, într-un loc și într-o vreme când nu se va mai putea face absolut nimic. Așa cum spune Domnul Iisus aici, în ziua de apoi, adică după viața de aici, spune Domnul Iisus,
pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Aceea Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cuvântul Lui din seara aceasta și să plecăm toți de aici oameni schimbați, cheltuind pentru Dumnezeu, urmându-L și slujindu-L pe El toată viața noastră. Amin. Haideți să cântăm împreună această cântare. Vreau să spună cel ce-i slab, eu sunt tare în Hristos. Cel sărac, eu sunt bogat, iar cel orb, sunt sănătos. După care rog pe fratele Buda să ne conducă în rugăciune de încheiere cu voce tare înaintea Domnului. Vreau să spună cel ce-i slab, eu sunt tare sănătos. O, sana, o, sana, Ielului ce-a fost jugheat. O, sana, o, sana, celui mor și înviat. O, ce-a fost strâng și murdar, mi-ai smălat prin al tău har, că un râu iubirea ta umpleați viața mea. O, sana, o, sana, că mă vei ridica, chiar de-aș fi de voi, bucuros se voi ruga, cu ale salvării tăi. O, sana, o, sana, Amin. Slava lor, Doamne, și nu tot au slava ta. Da.
Amin. 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 Mulțumim. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cer și părtășia Duhului Sfânt să fie să rămână cu noi cu toți, acum și pentru totdeauna. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Slăviți să fie Domnul pentru seara aceasta. Domnul să vă binecuvinteze pe toți cei care ați fost la închinare. Cu ajutorul lui Dumnezeu dorim să ne reîntâlnim, așa cum am spus, vineri, în Vinerea Mare, de la ora 7, când vom avea și cina Domnului, și mai apoi în ziua Învierii Domnului Iisus Hristos, duminică de dimineață, când vom avea un serviciu împreună cu biserica frații noștri de la Apele Vii, unde slujește fratele păstor Doru Culban, și mai apoi, tot cu voia Domnului, după masă, de la ora 6. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Înainte să ne despărțim, dați-mi voie să vă citesc un mesaj care trebuia să vi-l transmit în urmă cu vreo 2 săptămâni, dar din păcate mi-a scăpat, am uitat. Sora sau familia Muntean, Florin și Angelica m-a rugat să vă transmit faptul că a trecut la Domnul sora Aurica Biden. Nu știu dacă o cunoașteți, sora spune, a avut un accident de tren la 18 ani și a rămas fără ambele picioare. Marți a fost internat în stare gravă la spital și ea și mama ei, sora Maria, a îngrijit-o toată viața, a locuit pe acea scară de bloc cu fratele Cioară. Am ales să vă scriu, fiindcă First Romanian Baptist Church a ajutat-o financiar, probabil cu ani de zile în urmă. Și noi i-am adus ajutor din partea bisericilor. Dumnezeu să binecuvinteze pe mama acestei tinere, să binecuvinteze întreaga familie. Dumnezeu să îi mângâie. Dumnezeu să fie cu noi cu toți, Domnul să vă păzească în continuare, sărbători fericite, binecuvântate la fiecare. Știu că familia Buda pleacă, din păcate nu vor fi cu noi de sărbători, vor fi împreună cu voia Domnului și cu ajutorul lui în California, împreună cu ceilalți copii, cu tot familionul în întregime. Strămite salutările noastre și celorlalți din California, din familia dumneavoastră. Sărbători fericite să vă dea Domnul acolo și nouă tuturor aici. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să fie cu noi cu toți. Amin. Amin.